Polițiștii și procurorii din capitală caută un bărbat care ar fi păcălit mai multe femei. Le făcea să se îndrăgostească de el, apoi le lua cât de mulți bani putea. Una dintre victime este o ucraineancă de 40 de ani, refugiată în România. În doar câteva luni, victima, medic de profesie, spune că i-a dat suspectului aproximativ 55.000 de euro. Individul a susținut că ar investi chipurile într-o afacere cu conserve pentru armata israeliană. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ucraineanca povestește că l-a cunoscut pe bărbat în București, în aprilie 2022, la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina. Proaspăt divorțată și cu doi copii după ea, femeia, medic de profesie, și-a găsit o slujbă la noi. A făcut greșeala să aibă încredere în acest individ. Ai venit, vreau să vin milionar. Я хочу пояснити, що мені навіть важко зрозуміти, як саме це сталося і яким він чином на мене впливав. Тому що він спочатку заставив мене покурити якусь траву, і коли не зображало нормально на той момент. І він мене силою схилив, зробив над мною сексуальне насилля. Суспектул афласе, що українка авеа бані, după ce-și vânduse afacerea din Ucraina. Ar fi făcut-o să creadă că banii vor fi investiți într-o afacere cu conserve importate din Ungaria, livrate ulterior armatei israeliene. I-a promis un profit mai mult decât dublu și așa a convins-o să-i dea banii, majoritatea în numerar, fără vreo dovadă. Vin spus și în nou e druzie z Vengrie, які роблять гроші на всьому, і на цей момент вони скуповують консерви кошерні для євреїв. Мене не було всієї суми, я позичав ці гроші. Дала йому ці гроші 30 тисяч, і він сказав, що вийде через декілька місяців 74. Ulterior, i-a mai dat încă aproape 25.000 de euro. Ca să strângă toți banii, s-a întors în Ucraina ca să facă un credit. Останнє, на що він просив, це останні гроші, які я йому давала, це були на імпланти. Abia când a văzut că nu-i mai răspunde la telefon, victima a depus o plângere la parchet. Acum, procurorii parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1 fac cercetări inerente pentru înșelăciune. Asta înseamnă că cercetează fapta și nu o persoană anume. Astfel de cazuri sunt însă frecvente în România, iar suspecții profită atât de situația vulnerabilă a victimelor, cât și de naivitatea lor. Așadar, anchetatorii le sfătuiesc pe femeile prinse într-o asemenea situație să sune la 112 sau să meargă fără rușine la cea mai apropiată secție de poliție. Cristina Dobre, ProTV.